Document crucial semnat de Vladimir Putin ar putea declanșa sublinierea un conflict imens. Presubliniere dintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind bazele politicii, privind frontiera de stat, care menționează printre pericolele la adresa Rusiei pretensiile teritoriale ale unor state vecine, posibilitatea unor conflicte, precum sublinierea consolidarea NATO la frontiera vestică a Federației Ruse, relatează vineri portalul news.ru. Moscova este preocupat, potrivit documentului, de pretensiile teritoriale ale unor state seterine, sublinierei corporații internaționale asupra resurselor strategice din zona Arctic, sublinierei Orientul îndepărtat rus, pericolul infiltrării de peste granica reprezentanților serviciilor de informații seterine, sublinierei unor terorii sublinierei, precum sublinierei la posibile focare de tensiune în spațiul XI, Comunitatea Statelor Independente, conform Ager Press. Pentru a spori eficiența activității de frontier, Rusia va crește subliniere capacitățile operaționale tehnice ale forțelor sale de gereniceri, prin conlucrarea acestora cu Serviciul Federal de Securitate, FSB, Ministerul de Interne, Garda Națională, Rosgvardia, sublinierei alte organisme de supraveghere. În decembrie 2017, subliniereful FSB, Alexandr Bortnikov, a declarat că, în ultimii 5 ani, în Rusia au fost condamnați 137 de oficeri de informații ai unor servicii secrete seterine, sublinierei agenției lor. Agențiile de informații seterine continuă încercările de a pătrunde în toate sferele de activitate ale statului nostru. Fire subliniere T, aceasta întâmpinori post din partea contrainformațiilor ruse, a spus el. Tot atunci Bortnikov a mai spus ce, în 2017, au fost dejucate 23 de atentate pe teritoriul Federației Ruse, iar în ultimii 2 ani mai mult de 200 de persoane au avut interdicție de a părăsi țara, întrucât voiau să se alture unor grupuri teroriste din seterinitate, conform acelui subliniere portal.